Nu va fi un meci ușor cu FC Olt. Bănățenii sunt cu moralul la pământ, însă vor da totul pe teren. Poli trebuie să se mențină pe loc promovabil. Echipe din urmă vin să strice planurile trupei lui Velcea. FC Olt nu e o echipă de neglijat, au câțiva jucători buni ca Firțulescu, Ene și Cosici, declară Velcea. Joacă dezinvolt și n-au nimic de pierdut. Poate chiar fac jocurile bine. Așa că totul este deschis. Au și jucătorii care pot face diferența în anumite momente. Un Firțulescu, un Ene care are calitate, un Cosici. Îmi place echipa, am văzut-o de vreo 3 ori. De fapt, toate echipele, să știți că îmi plac. Niciodată nu cred că am spus de una că nu știu ce și nu știu cum. Mie chiar le văd și indirect, și când indirect, și când nu joacă cu noi, inevitabil că o văd. Ovidiu Petre va fi apt pentru partida de vineri. Și-a revenit din punct de vedere al accidentării. Cred că dacă forțam puțin lucrurile, puteam să trag de el și la meciul cu Corona. Dar de comun acord cu doctorul echipei, am hotărât să nu joace la acel meci. Riscam să îl am într-un meci și să-l pierdem toate celelalte meciuri. Așa am riscat să nu-l avem un meci și anticipăm că îl vom avea toate celelalte meciuri. Ori la fotbal n-ai de unde să știi dinainte.